Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută foarte tare. Antonia, supărată, avea și o stare foarte proastă, că ea tot timpul are stări proaste, a fost certată în scrisoare că a primit un pachet cu niște hăinuțe de mama ei și spunea că abia se ridicase puțin și iar a căzut. Eu cred că se referea la problema cu Laura, pentru că mama ei, văzând la televizor și citind comentariile, toată lumea a fost de partea Laurei, cum era și normal. Nu e prea populară nici ea și nici Cristian. Comentarii negative am citit și eu de amândoi. Din 10 comentarii, unul dacă e pozitiv. Și aceia cred că sunt ceva cunoscuți de lor. În rest, doar negative. Dar dacă așa știe să se comporte, și s-a uitat puțin la haine, le-a pus înapoi, zicea că nu poate să se uite, că are o stare, că iar a greșit, că tot timpul greșește, păi nu că greșește. Ăsta e felul ei de a fi. Ea încearcă să pară altă fată, dar nu se poate. Nu se poate, pe asta ea. Că dacă ar fi fost, cum spunea la început, nu sunt eu așa. Și-ar fi revenit până acum, după 2 luni, 3 luni aproape, nu? Eu cred că ăsta e felul ei de a fi. De fapt, ăsta e, că eu cred. Cristiana era și el acolo, a început să o încurajeze, zice, lasă că a trecut. Uite așa scade din popularitate și uite așa, când o să fie votari de cupluri, cel mai puțin credibil, e frică că o să fie eliminată și foarte posibil. Asta în caz că nu ar face staful ceva. Dacă ar fi doar după voturile telespectatorilor, amândoi ar fi ieșit foarte de mult din competiție, pentru că nu sunt credibili și nici nu se poartă bine. Eu am văzut un mesaj foarte ciudat de a lui Valentin la Antena Play, mesaj către prieteni, așa a spus el, a fost rugați toți să-l susțină și să-l urmărim la Capricii și în live, chiar m-am uitat că el e un om bun, doar că oamenii buni sunt aruncați la gunoi, cam așa ceva, că nu e înțeles, s-a victimizat puțin, știți că e la modă victimizarea în casa Mireasa, iar știu că a avut și discuții cu Elena. Nu se potrivesc, nu știu ce încearcă ei să fac, eliminarea asta e. Majoritatea cuplurilor așa se fac, din cauza fricii de eliminare, nu că mari iubire între ei. Ei chiar nu se potrivesc, absolut deloc, nici măcar ca prieteni. Și era foarte supărat, nu știu ce a pățit. Am văzut că și atunci cât au fost la jacuzzi, au avut niște discuții. Cei singuri la jacuzzi. Au avut niște discuții în contradictoriu. Nu e plăcut de fete, Valentin. Chiar nu-i plăcut. Antonia, care simțea profund pentru toți, acum simte profund pentru Cristian, îi zicea lui Valentin, îmi place rău de tot, dacă vă amintiți, înainte i-a zis lui Albert, acum îi zice lui Cristian. Altă nehotărâtă, măcar la Antonia nu avem ce să ne așteptăm. Și am văzut că și la jacuzzi fetele spuneau păreri de băieți, făceau topuri, dar el nu în apele lui, ceva se întâmplă cu el. Frica de eliminare sau ce? Cuplurile, chiar și cei singuratici, cum zice staful, au avut un live cu telespectatorii foarte scurt, de 10 minute. În 10 minute nici nu pot să răspund la multe întrebări. Am văzut că au avut foarte mult hate, majoritatea dintre ei. Bineînțeles că dacă unii telespectatori susțin pe alți concurenți, sigur că o să îi critique pe ei. Au răspuns la întrebări, și alea bune și alea rele. Foarte scurt, nici trebuia măcar jumătate de oră să le dea, nu știu de ce. Când e ceva important, stafful le dă foarte puțin timp, dar eu cred că cei din staff n-au vrut că să afle prea multe lucruri. N-au vrut. Eu știu că am avut mai mult de jumătate de oră, când n-am fost eu mama săptămânii.
decât care au fost în top, au avut live-uri cu telespectatorii, nu, ceilalți n-au avut. Eu am avut de fiecare dată și eu n-am avut atâtea comentarii negative, am avut și eu doar pe tema că de ce nu sunt de acord cu Andra să fie cu băiatul meu, dar eu n-am fost la început. După aceea, după ce a cerut-o de nevastă, n-am mai zis nimica. Îmi pare rău că s-a despărțit, mie chiar mi-a plăcut ea și îmi place în continuare. Țin legătura cu ea, să știți. Așa că stafful sigur nu vrea că să afle prea multe lucruri despre ce se întâmplă afară, că să trăiască povestea de iubire în casă. Care poveste de iubire? Nu este iubire. Păi vezi că stai la mine. Nu există. Nici Alex cu Cristina nu prea dau dovadă de mare iubire între ei. Nu dau. Pentru că mai mult gelozia se vede între ei decât iubirea. Eu asta văd. Acuzații. Dar vom vedea în finală cine se căsătorește, cine câștigă. Bineînțeles, cine vrea staff. A fost un task în casa Mireasa, tema... task de gătit cu ouă. Fiecare trebuia să facă ceva cu ouă. Deci... omletă, ce altceva să facă, s-au apucat de gătit cuplurile, iar cei singuri au jurizat mamele, fiecare unde au vrut să rămână. Doar doamna Daniela a stat între ei, a stat între ei să-i observe. Era cu ochii pe Laura să vadă, să nu cumva să facă ceva. Era cu ochii pe toți, de fapt. Și Maria a gătit cu Ștefan, chiar mi-a plăcut de ei, dar au ars omleta. Și a pus-o pe farfurie, chiar cu partea arsă în sus, dar mi-a plăcut că povesteau de copilărie, de ce au făcut, povesteau, chiar mi-a plăcut, ei au discutat, că știți că ei sunt în cunoaștere, cum își pun întrebări, toate astea, iar au gătit toți și au pus, bineînțeles, fiecare farfuria pe masă. Laura și Dedi și-a botat farfuria lui Liviu și Delia, iar Cristian chiar îi spunea lui Dedic că de ce nu l-a votat pe el, făcea niciun vot, nu mi-a dat. Păi dacă nu mi-a plăcut, omleta ta mi-a plăcut a lui Liviu. Și până la urmă a câștigat Cristina și cu Alex. Încă nu s-au pronunțat ce o să primească, cred că un date altceva. Vom vedea. Și o să aflăm mai multe în emisiunea de la ora 2. Dar mi-a plăcut ce a zis Iuliana Cristinei, zice că dacă cineva nu ar fi jurizat farfuria ta, i-aș fi dat doi pumni. Vă dați seama ce violentă e. O cred, să știți, o cred, are alură de bărbat. E foarte masculină, chiar dacă se machiază, acum să nu-mi luați nume de rău susținătorii care o susțineți pe ea, să nu-mi luați nume de rău, asta e doar părerea mea, eu o văd așa. Când se machiază, arată ca un bărbat machiat. Mai era una în sezonul 5, Larisa, că scriau toți Larisu. Ei, asta e, ce să facem. Urmează să vedem la ora 2. Ce o să primească câștigătorii. Cam atât am avut până acum. Vă doresc în continuare o zi plăcută și frumoasă și la revedere!